Normal, în casa asta totul merge ceas. În vremuri îndepărtate, trăia un împărat și o împărăteasă. Amândoi tineri, amândoi frumoși, dar mâhniți peste fire în inima lor că nu aveau copii. Și, după multă umblătură, au dat de un fraț iscusit, care-i dărui un leac împărătesei și, într-o bună zi, palatul se umplu de plânsete. Piedicile și primejdiile sunt multe. Parcă eram două surori de nedespărțit care veniseră în vacanță la bunici. Nu ne păsa de nimic. Nu știam ce e gelozia, supărare sau invidia. Nu simțeam decât dorința de a sta una cu cealaltă. Frumoasele? Aveți un meniu? Dar stați așa, ce aveți de băut? Pentru voi, că vă văd așa de la oraș, avem de toate. Adică nu-i nimic din ce doriți să avem, să n-avem. Vreți o listă? Aveți? Da. Ia uite, băutură spiritoasă fină Cristina. 10.000. Nu, nu mai e, s-a scumpit, e 12.500. Hai să lumina asta. Cum e? Nu? Atunci mai bine luăm două becs. Și ce țigări aveți? Smorgov, Carpați și străine. Păi Smorgov credeam că se găsesc doar la București. Drăzneagov? Nu. Carpați. E prima oară când intru în bar aici. Este magnific. Mă gândesc să mă mut la tine. Bune, e paranormal tot ce se întâmplă aici. Și țigările? Au, le-am uitat. Le aduceți acum? Da, acum. Noroc. Noroc. Pe paharul ăsta sunt imprimate toate buzele care au sorbit vreodată din el. Pe vremuri oamenii nu țineau așa de mult la igienă. Cred că curățenia l-a făcut mai slab. Ne-a scăzut dorințele. Întâi iubești la un om mirosul corpului și de-abia după aia construiești restul. Și pielea mea cum miroase. Greu. Nu știu. Cum adică greu? Miroș așa, ca o floare care nu-i nici vie, nici moartă, pentru că nu i-a mai schimbat nimeni apa de săptămâni. Ai un miros somnoros. Ca atunci când te trezești dimineața și ai visat prea mult. Auzi, ți-ți place de Sandu? Ca femeie. Adică vreau să zic că un timp mișto arată bine. E frate meu. Și ce, nu s-a mai văzut frați care să se îndrăgostească? Ca René. Ca în ce? René de Chateaubriand. Deși o dragoste de felul ăsta n-are niciun fel de șansă.
Dragostea asta nu are șanse pentru că nu e pe bune. Dacă autorul ar fi crezut în ea, atunci Irene și sora s-ar fi avut o șansă. Dar așa construiește numai ca să îmbolnăvească personajul de melancolie. Nu. Nu, nu e adevărat. Hai să vezi că, deși aparent e un personaj condamnat, dragostea lui pentru sora sa ar fi putut să decurgă ca orice relație obișnuită, dacă ar fi avut puterea să accepte că fericirea ca și nefericirea are mai multe nuanțe. Tu vorbești de Rene de parcă ar fi adevărat. Iar romanul ăsta, după mine, nu e nici măcar un roman de dragoste. Este doar o demonstrație a virtuților romantice și a modului simplist în care vedea ei lumea. Gândește-te numai la toate porcăriile alea pe care Freud le-a fi psihanalizat dintr-o suflare. Cu maica sa care moare la naștere, sora sa care se sinucide și peste toate Dumnezeu care face dreptate. Povestea asta este sau albă sau neagră. Dragostea nu are șanse dacă autorul nu crede în ea. Și apoi dacă spui povestea asta unui călugăr, ea are valoare de confesiune, ceea ce înseamnă că, moralmente vorbind, tu ai făcut deja o alegere care nu este în favoarea sentimentelor tale profunde. Înțelegi? Da. Dacă ar fi să facem abstracție de autor, crezi că relația dintre René și Amélie se bazează pe o dragoste adevărată sau o atracție bolnavă? Tu unde vrei să ajungi? Mă întrebam dacă în orice sistem de gândire am judecat relația asta, ea nu ar fi supusă oricum sortitului. Judești ca o sfântă. Hai să mergem. Pentru că nu poți invoca dragostea drept scuză pentru o relație aproape obscenă. Păi da, o scuz prin elemente biografice. Pentru că personajul de când se naște își trăiește viața în umbra unei fatalități. Iar sora lui va funcționa ca un fel de mamă, ceea ce ne duce la o poveste mult mai veche și mult mai frumoasă. Mie îmi place povestea asta. Facem pietrușița by night sau mai scos la o miuță? Să știi că eram bună la fotbal. Uite, acolo e casa. N-am ocolit așa mult. Dar dacă am lăsat romantism, nu vreau să-mi place așa de bună. Ce-ți place ție la povestea asta este tocmai obscenitatea ei care te respinge. Dar pe care nici nu pot să o condamn, pentru că are la bază un sentiment nobil. Așa. Spune mai departe. Îmi place inconștiența celor doi și modul responsabil în care își justifică pulsiunile sexuale, găsindu-le corespondent în mișcările naturii. E ca și cum aș spune că viața de la oraș e cea care m-a făcut să mă îndrăgostesc de tine și să te iubesc. René și Amélie nu au nimic adevărat în ei. Experiența mi-a demonstrat că lucrurile stau cu totul altfel. Experiența ta cu Sandu? Că într-o relație unul poate să fie moral și alt imoral, dar că relația nu trebuie să fie neapărat imorală.